Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei Județene de Pensii Sălaj, Alina Tămaș, pentru seria A4, a patra Casei Județene de Pensii Sălaj au fost repartizate 73 de bilete în următoarele stațiuni. 1 mai, Bizușa, Buziaș, Geoagiu, Olănești, cu începere din 5, 6, 7 aprilie, în funcție de stațiune. Până în prezent, în 2015, la Casa Județeană de Pensii au fost depuse 1630 de cereri privind acordarea de bilete de tratament. La începutul lunii aprilie așteptăm biletele de tratament și de la societățile comerciale, care acum sunt în perioada de contestare. Stații. Începând cu 1 mai 2015, la prezentarea în stațiune, beneficiarii biletelor de tratament trebuie să aibă obligatoriu cartul de sănătate activat la medicul de familie, inclusiv codul PIN. În caz contrar, nu vor putea beneficia de tratament în stațiune.